Vreau să vă reamintesc că pe neba.com site-ul de unde puteți cumpăra cele mai ieftine jocuri de pe piață în acest moment, bineînțeles nu mai ieftine decât pe Steam, puteți să plătiți și cu PayPal. Iar dacă faceți asta pentru prima dată ei bine folosiți codul PayPal5 la checkout pentru că veți primi 25% cashback, iar promoția săptămânii, jocuri sub 50 de lei, 7 days to die la 21 de lei, redus de la 113 lei. Mai aveți o reducere uriașă la baro trauma de la 122 de lei la doar 19,61 de lei, reducere de 84 4%. Mai aveți încă o reducere extraordinar de mare la Stellaris de la 196 la 21 de lei cu foarte puțin peste 50 de lei adică 50,33 de lei puteți să vă luați a way out eu l-am făcut deja pe Steam l-am jucat cu Radu și ce mai au băieți aici Resident Evil 4 la doar 19 lei City Skyland la 16 lei Mafia 2 la 47 de lei redus de la 147 de lei iarăși o reducere foarte mare Mad Max de la 98 la 15 lei Metro de la 147 de la 40 de lei și Ace Combat 7 de la 294 de lei la 31. O reducere de 89 de lei. Mi se par că sunt reduceri extraordinar de mari. Sunt 3 pagini de reducere, deci nu doar o pagină, 3 pagini de data aceasta. Middle Earth la 11 de lei, redus de la 98 de lei. Doamne, câte reduceri. Trebuie neapărat să arunc și o privire să văd ce mai în cumpăr ca să fac stream pe canal. Uite, Audrey's 2 l-am jucat deja. La 12 lei de la 122 lei. dacă sunteți curios să Treceți și voi prin ce am trecut și eu Și mai avem ceva uh, tu, 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 Eurotrack Simulator 2 la 24 de lei. Bine, ăsta Mergea și mai ieftin că eu l-am prins la 12 lei atunci când l-am luat. Am terminat acum câteva minute de filmat un clip pe GuessMyPrice.net unde trebuia să estimez prețul la anumitor produse Ulterior am descoperit site-ul acesta care se numește ZOO.com și am văzut că are foarte multe quizuri. Și am dat de un quiz din domeniul auto. Nu prea mă price foarte bine așa că L-am sunat pe Radu, l-am invitat aici să mă ajute să-și dea și el cu părerea. Salutare, Radu! Salut, salut! Quizul are în jur de 15-20 sau cred că chiar mai mult de 20 de mașini. Eu am presupus că ar fi 15, nu știu. Am zis că le-am numărat, acum probabil că am numărat printre rânduri. Am activat adblock ca să nu-mi apară reclame pe sub poze, pentru că poate să fie orice fel de reclamă și n-aș vrea să-mi apară vreo chestie care să încalce totul YouTube. Am micșurat puțin ecranul, că erau foarte multe reclame și pe dreapta și mi-era frică că poate crapă la un moment dat blocul și îmi apare vreo țâță, vreun fund sau vreun penis, doamne ferește. Așa că hai să începem cu prima mașină. Este un Acura X din 2018, face parte din categoria de mașini mici. I-am estimat deja prețul la Radu, 28.100. După ce am ghicit prețul acestei mașini, am întrerupt filmarea probleme tehnice, și acum să trecem la următoarea. Este vorba de un BMW Serie 5 din 2018, face parte din categoria de mid-size, de mijloc, ca și mărimi deci nu e nici mică, nici mare, undeva la mijloc, și care trebuie că e prețul. Eu, eu deja presupun că ar fi 52.000. Da, acolo, acolo. 3.000 de dolari, eu. nu 11.000 de dolari, nu. Acum nu știu pe, dacă e prețul pe mașini de America sau pe Europa, nu știm treaba asta nu știu dacă scrie la început cumva, ia să-l înscrie cumva, pe aici nu. Uh, de de ar somenic, ar să mm. să care să o luăm un market in the range of segments, but voi each segment price very massively. Would you be able to guess the entry level price of this 2018 model car? Ah, deci sunt doar mașini din 2018. Din 2018. Bun, 100.000 are cum? Că am văzut cum arată o mașină de 100.000 în realitate, e vorba de seria 8, care nici măcar aia nu e 100.000, undeva la 80 și ceva de mii era acum 4 ani. Deci clar, seria 5 o să nu are cum să fie mai mult de 52.000, de nici 11.000, nici 3.200, așa că... Evident că l-am ghicit, a fost, a fost chiar foarte ușor. Următoarea mașină e un Audi A7 din 2018, face parte din categoria mașinilor uh, largi, lungi, cred că se referă. Stil limuzină, cred că s-ar încadra la limuzină și care ar fi prețul de început. Practic, entry level e prețul ăla pentru o mașină stock. Cum să zic, prețul de la care pleacă mașina, nu modelul cu, cu, toate carne. opțiunile, cu toate opțiunile din lume, nu. Care e varianta aia cea mai ce? -am aici. Vrei să-ți iei un Audi A7? E, asta e minimul pe care tu trebuie ca să-l plătești. De aici încolo, îți adaugi opțiuni, mai crește valoarea. La fel, 17.000, 5.000, hai să fim realiști, nu suntem retardați. 120.000, o să o să nu, 000. cred că are cum. 69.700 e cel mai... Așa că trecem la următoarea. O, Q7. Hu, uh, asta e SUV, 150.000, clar nu. Cred că tot undeva la 49.000. 22.000 n are cum sigur, că vorbim de mașini noi, nu vorbim de preț second hand. 16.000 exclus, o, da, și nici 150.000. Mergem pe 49. Mergem pe 49. Oh, am nimerit-o. Doamne aștept. Următor. A, aici ne-a prins. ne-a prins pe amândoi. Bă, mergând pe ideea că combustibilul e scump, mașina e ieftină. Eu cred că e 28.000 de E totuși mașina lor. Dar nu e că ăștia nu au mașini scumpe, nu dau foarte mult pe mașini. Adică nu sunt atât de scumpe mașinile în America. Doar că e foarte greu să le întreții, să o înmatriculezi și așa mai departe, din câte am înțeles. Mergem pe 28.000? de am învârtit am ocolit-o și uite, știu, cu 20, deci deci dacă aici du-ți Q7-le cu 49.000, aici ți un un trac din ăsta la 28.000, motor V8, 397 de cai, motor de 6.600, cu 28.000, uite ce mașină frumoasă ți și sigură și masivă, treci cu asta peste absolut orice bordură, groapă, Intri pe orice câmp, ai tu nevoie. Bun, sper să nu ne mai dea din ăștia de pe America, că <laughs> sunt foarte dubioase. Aș fi zis pentru un, un 75.000 dacă s-ar fi făcut în Europa asta. Eu cred că în Europa nu e 28.000 de mii în niciun caz, că așa ar avea toți, toți bombardiere, ar avea una din asta, că e foarte masivă și foarte impunătoare. 28.000 de mii mi se pare foarte puțin. Bun, Audi A3 din 2018. Bă, asta... A, Easy. 100 de dolari, 20, nu, 12 milioane, deci clar. Mm, 12 ah. sau 31. văi 2018. Care a fost prețul în momentul când s-a lansat? Oare, că vezi, nu, nu ne dă informații. Nu ne dă informații și asta e puțin uh, tricky. Uh, 12, bă, nu, cred că sigur nu e 12.000. La 12.000 îți iei altfel de mașini, îți iei, nu știu, uh, Scoda probabil, poate păcălești vreo 9 pe la 12.000, cred. Nu, adică, nu știu, nu e domeniul meu de asta. Pe cât mergem? Dintre astea două avem. Da, mi se pare mult 31 de mii un Audi A3. Aș merge pe pe mii. Dacă asta a fost 69 de A7 care arată avion, uh, ca un avion, asta să fie la jumătate de preț? Nu, <laughs> mi se pare că, <laughs> parcă și prea puțin, sincer, adică... <laughs> Ok, bun. Nu o să mai citim detalii despre ele, că oricum nu ne pasionează extra de mult domeniu. Uh, 2018, Buic Regal. Păi, cred că am văzut în, nu știu dacă, în Londra am văzut una sau nu, sau confund. Mi să nu confund cu Maseratiu, că are grila destul de asemănătoare și botul. Dar asta trebuie să fie o mașină scumpă. 4.000 clar, nu? 27.000 clar, nu? Iar avem două variante. Bă, dar cum le pune când ne dă mai două variante? Poți <gătări> să să-ți dau nimic în deciu, dacă te uiți la semnezarea laterală care o are în... A, ah, ok, asta de aici. Da, acele mașini care au semnezarea acolo sunt... Păi atunci înseamnă că n-ar cum să fie 100.000, o să fie un 65.000 maxim. Sau să fie 27 de... Bă, o să fie 27 de mii asta? Nu știu nimica despre compania asta. Zic cât să dau. Tu te pe tine. Eu merg pe 27. Uite vă că a luat bravo. Bun. Seria 7 din 2018. 40 de mii, nu. Asta e 83 de mii. Easy. Ah, da. X1. Asta chiar nu știu cât costă. O să trecem repede peste e 33 de mii. N-are cu 75.000 în niciun caz. O, oh, iarăși, iarăși, pe mașini din astea, stil american, pe tracuri. Nu cred că la ar face 45.000, că dacă ar avea un bun de ales între bândre Chevroletul de dinainte și asta, că parcă Chevrolet era, sper că nu sunt vreo prostie. E, da. Era Chevrolet, nu? Da. Dacă da. ar avea de ales între Chevrolet și Ford, decât să dea pe asta 40, și bine și-ar lua o pe -a la 20.000. Adică, de asta cred că da. cumva rămân în aceeași categorie de prețuri. Da, am dreptate. Uh, 3 2018, fai de capul meu. 40... Da, se e scumpă, dar nu face bani ăștia. Asta e 42 de mii dar nu face bani ăștia. Niciodată dată nu am considerat că face, că -și merită bănuții. Bai uh, că găsești mașini mult mai frumoase și electrice și hibride de la alte branduri, nici de cum de la BMW. Adică asta e urâtă de tot i 3 Uite o mașină drăguță, 2018 Ford Fusion, mid-size segment, 99, nu cred că 22 de mii, ești de acord? Da, perfect, de acord. Ți-am zis că la banii ăștia la un 20-30 de mii, da, un Ford, un Opel, dar nici de cum ce, aveam noi mai sus, 99 de nu are cum să fie niciodată în viața asta, e totuși un Ford. Uh, ce asta? Bui, chiar și bui cum ăsta american? Păi exact. dacă ai grad 28 de mii, asta clar e 14 sau 7, nu 7 cred că e prea puțin. Cred că 14. Deși m-am uitat la un, uh, la un car vlog cu un român din America și spunea că și-a cumpărat o mașină, cred că uh, Lexus, nu știu exact ce brand, dar spunea că nou a dat pe a 9000. Deci clar există și mașini la 9000 noi în America. De asta mă gândesc dacă asta s-a încadrat la 7000 sau să aducem 14000. Deci, mai mare, sincer ajunge pe 14000 la sigur, dar parcă ar fi și 7000. 29... De ce? 29 de dinainte cât era? 26, 20. A, e mai mișto ca asta? E mai dotată? E mai nou? Dar nu e tot 2018. O fi vreun model mai căutat, mai sportiv. Buic, iarăși buicul cu ăsta, nu mai. Asta clar e 80, 89 Nu cred că e, nu? 89, no. nu e. Dar nici 22. 89. 22. Da, ai cam luat-o da, ușor. Sure. Ramul, mama, se scumpă, din câte știu eu. Cred că 99. Nu no, cred. O, atât de ieftină. Am auzit mai lucruri bune despre mașina asta. Wow, cât de Asta... Nu te vezi, îmi pun o mașină second și mă întreabă prețul de... Și acum nu dau seama dacă trebuie să-i smiez prețul ăștia din poză sau prețul uneia nouă. 2018 GMC Sierra. De asta e tot trac, tot undeva la 13 20, cred că 28 de lejer. Da. Hai că deja ne de am învățat cu ele. Uh, iarăși, Buic cascata. Mă, ce, ma ce brand e ăsta n-am văzut în viața mea de el. E american. Cred că 300 e mii. Cred că se duce în 8900. Bă, mă las Bă, mă las Honda Accord. Bă, asta e o da. care îmi place, sincer. Ea cred că valorează undeva la... Mamă, ce... Bă, da, ce deci ne dă niște astea, astea, da, 77.000 care, măcar dacă puneau 100 de mii și ziceam, da, 100 de mii n-are cum, știi, adică sigur n-are cum. Dar am dat așa 23 cu 77. Și te face să te gândești puțin. Mergând tot pe ideea că sunt mașini din America, că sunt de pe piața americană, adică se referă la prețul de pe marketul lor, cred că 23 de mii, cred că e 77. Da, Fii atent că e 77 de mii. A, ah, nu l-am luat, l-am luat, l-am luat. Cadillac, o, o, 54 de mii niciodată, cred că 150 de mii. Mă mut în America. Bă. Deci mi se pare. Sunt niște sume mari. Dar mi se pare că sunt niște... Când timp sunt niște prețuri foarte mici pentru mașinile asta, pentru ce oferă mașina asta, pentru cum arată mașina asta, pentru numele pe care îl au, pentru istoria lor. Sper că e un preț foarte mic. Adică unul care își permite să-și mașină mașini de 50, 100, 200 de mii. Asta e un preț foarte mic pe care l-ar da pe o mașină de renume, pe mașină bună. la Chescale. Mă, dar ne-a băgat pe niște mașini de... decât 2 BMW-uri am știut atât. Doua BMW-uri și două Audi-uri. În rest, nimic. În rest, pământ de flori. 32.000 <laughs> de Aproape. Nu se închimăm o dată. Nissan. Asta e tot trac. Um, 18.000. 75.000. 18. Bă, am, am că păcălesc puțin sistemul, da. S-a văzut pe filmare, m-am dus prima oară pe 18 și pe urmă m-am întors pe 75. Am văzut și eu, am văzut și eu. Cadillac, la te... Mo... nu știu modelele astea. Mașină mică, small car, asta mă ajută mult. Da. dar rog, sigur. Am luat. Yeah. Însușit, Hyundai, au, am În sfârșit, Hyundai, a, uite mă, în sfârșit una de asta. De... Nu mai vedem și noi pe cea pe străzi. Hyundai Sonata, cred că 26.000. Asta, easy. Uh, Chevrolet Impala. Uh, 98, nu cred că. 27 mai degrabă. Da. Da. Cam asta e media de preț. Mergem. Chevrolet Equinox. Equinox. Avem 23.000 și pe urmă 120. 120 cred că sigur nu e. Dar 23 e sigur. Da. Da. A fost. Da, sincer m-aș fi dus la un 4. Dacă îmi pune aici un, un 45.000 <sus> sau un 42.000, mă duceam pe el. Chevrolet Cruz. 6 uh, 16.000. Să faci mică? Da, 16.000. Nu cred că e 55.000. 16.000. Uh, ce mai avem? Infinity. Pare mai special. Uite, jantele astea foarte mari. Nu știu dacă e încadrată la nu, e, mid size, dar apare că e foarte luxoasă înăuntru. Uite, tapițerie albă, frumos, semnalizări pe oglinzi. sper că are trăsături uh, mai premium. Da. Nu, cred că 12. Da. Uh, Hai cam am Vezi, uite, The Luxury Brand of Nissan. Deci, clar nu avea cum să fie 12.000. Deci, am văzut-o bine că e pe lux. Oh, Dodge Charger. Da, uh... Mergem pe 28. Dacă de 100.000. Mor. Ah. Deci, valorează mai mult mașina asta. Nu-mi sper -mi că ar valora mai mult. Uh, Dodge Durango. Uite, bă da, ce prețuri îmi dă. Deci, 29.995 sunt sigur că... Hai că să cred că nu e doar atât, dar nici 154 nu vine să cred că e. Și asta ar putea să fie 154.000. Două prea Mamă, 29. Noi, da, trebuia să facem alte quiz nu știu, cu ceva cu muzică, cu filme. Poate acolo le mai nimeream. Uh, Fiat 500, mașină mică, uh, 3995, clar nu, 14.000. N-are cum să fie mai mult. Uh, ce asta? Licon MKZ. Ce e 33.000 asta? Hai să vedem, 33.000 de uh, Chrysler Pacifica. Bă, de Chrysler am auzit, dar de Pacifica n-am auzit. Pare că e un... Da, E minimal. Și e puțin Fiind mai cumva Și, să zicem, auto -utilitară, adică nu neapărat că e trecută ca auto -utilitară, că nu e, ci fiind nu. folosite și în scopuri din astea de auto da. să mai car de colo-colo, -col să-ți... Nu, la e multivan nu e uh, cea mașină cu șapte locuri. Și Volkswagen și nu tot la film, se pare că are șapte dacă nu mă înșel, cred. Da. Uh, dar sunt foarte mulți care anulează locurile din spate și o folosesc pe post de Mini, de mini dubiță și fac transporturi cu ea în Anglia-România sau pur și simplu am văzut în România cum foloseau okay. să-și care uh, sculele de la un client la altul știi, nu știu, în diverse domenii de instalații Bă, și așa mai departe de de de. și puteți să le niște răftulețe înăuntru pe margine știi, cu geamurile negre răftulețe și avea acolo scule, piese și așa mai departe și de asta mă gândesc că poate fi, ținând că poate fi folosită și ca așa ceva, că e destul de lungă adică Oh, oh, Mă gândesc că s-ar duce la un 34 de Dar sunt între 26 și 34. 26 ar fi un preț corect. De hmm. Trebuie aici prețurile sunt oarecum apropiete. Da, da. Și atunci se pune puțin nu. în dificultate. Ar că dacă aveai... Deci, ținând cont că am și mașina 15.000, Asta fiind din categoria minivan, cred că ar fi un 26 din, dar nu cred că s-ar duce în 34. S-ar duce și nu s-ar duce zim 26. Bun. Ford Taurus. Bă, de Ford am mai auzit de Taurus, nu? <laughs> Deci am descoperit să foarte multe modele de mașini de care habar n-aveam că există. 27.000 cred că e un preț corect, nici de cum 87.000, 16.000 clar, nu? Mașină totul din 2018. un Ford Escape, asta am mai văzut-o și eu, cu 23.000, nici nu te mai întreb la astea, Ford Fiesta, 13.000, mamă cum mă duc, mai dați mai dați Mazda, păi Mazda 6. 6. nu e 4.500, nu e, cred că să duce în 21.000, e tot un model nou, da. Easy peasy. Mai avem sau am câștigat? Hyundai Azera. Am de Hyundai am auzit iarăși de Azera nu. Uh, dar clar, 75.000 nu. Adică la 75.000 te gândești la un Audi, la un BMW, Mercedes, dar nici de cum Hyundai. <fie> deci clar te duci în 34000 Bine, nu zic că n-are și Hyundai e o mașină foarte scumpă dar nu e asta una dintre ele. 34.000. de uh, Mi-era frică de așa ceva. Asta e și minivan. E un fel de track transformat în minivan, nu știu, așa-l văd, are botul ăla de trac, știi cum are Chevrolet-ul, da, da. și, dar de fapt e, e un minivan. Sincer, nu, cred că face mai mult de 25.000, dar cu siguranță nu o să da. 20.000, m-aș fi dus, nu știu, un 30.000 probabil, 35.000, să fie totuși 25.000 Grand Caravan. Deci o să 20.000, clar nu, nu, clar Daca. nu, dar nici 25.000 parcă nu mi se pare că ar valora. Da, hai că am nimerit Dodge Grand, uh, Dodge Grand Caravan, Grand Caravanda. Uh, Kia Sedona. Bă, asta e o mașină 13.000. Wow. Am subestimat o, o Kia. Oricum, am greșit multe, am greșit multe. Ford Flex SUV. Nu e 30.000, clar 100.000. Ce zici? Deci n are cum să fie 30.000, uite cum arată. E un SUV mega luxos, mega impunător, premium. Dar vezi că nu ai 100.000. E sunt 100 e de dolari. 100? Okay. 10.000 s-a trecut. 30.000 3, 3 să valoreze asta doar? Sunt dezamăgit. Deci, e super luxoasă, e super din toate punctele de vedere și doar 30.000. Honda Civic. 18.000, dar mi se pare mult. 18.000, sincer. Mercedes-Benz e class Bă, eu te întreb, da, cred că e 52.000. 15.000. Eu mi pe ce. A. Nu, nu, da. 15.000 ai zis? Nu. A, nu ce să zic. <g Adriat -o> nu știu ce să zic. Sper să nu te audă. Să nu te audă ta. Sper... Si eu sper. <gmel> Se sinucide pe urmă. <coughs> no, da, nu, 50 nu doi... e sigur. 52.950 Da, pe aici, 56 lejer. Bun. Ce avem aici? O, o Kia. asta, Chia ca 900 Mamă, zici că e telefon din ăla, cum zice? Uh, Sony ca 900 nu știu dacă era ca dar Biraca 700 parcă. Cred că e 49 de da. da. Am prins-o cu Mamă, GMC-urile astea. Arcadea, bine, o să mă corecteze cineva și să zice, se zice GMC, probabil, nu știu. Aia zic GMC-uri. Așa le ziceam și în farming. su, uh, su, 47. Deci două de variante clar nu sunt. Doamne ajută. două da. sunt oarecum apropiate cum acum. Cum ar fi fost ca să-ți dea 19.321, 23.000, 32.000 și 47.000. Era mai complicat. Nu, cred că e 19.000, 19.000. Nu nici pe asta, era 47.000. de Deci câte modele am văzut astăzi, simt că am bagajul cultural mult mai îmbogățit și îmbunătățit. Honda Odyssey 2018, cred că am, A, cred că am văzut o pe asta. Cred că am văzut-o și pe aici zici că e dric okay. din punctul meu de vedere. A, am văzut-o sigur că am făcut poze, am trimis-o lui Vorme și l-am întrebat ce mașină și mi-a zis că Odisei și am zis, bro, nu, asta e mașină de mort, dar cineva o avea tunat aici, cu băr, cu ah, tot, cu tot ce trebuie, știi, da. Lăsată jos, frumos pe burtă. Nu, asta zici că e dric. 88 nu are cum să fie. Nu, e tot, tot așa, sunt între cea două, 29, 44, <laughs> pe pat... nu pe 4. Nu, e Mini Cooper, 24 de Uh, Nissan Altima 23. Uh, Lincoln Continental. Mama, SP Lux. A, ah, 45.000, nu cred că e 99 niciodată. Uh, GMC o GMC Yukon. E tu, vezi? Astea mă încurcă, mă. Asta, da. Oh, și uite preț aici, 32, 49, iau pe asta. <laughs> Eu aș merge pe 32. Hai pe 32. Mersam. Hai, hai pe Ok, tot asemenea, asta e 14. <laughs> 13. Ba, nu cred că le greșim atât de... 38, a fost 50, mă, nu... bă, i am numărat 15, mă scuzați. 38. Bă, să spun sincer, m-am descurcat mai bine la clipul pe care l-am filmat pe guessmyprice.net, dar clipul ăla o să apară peste câteva zile. Mulțumesc, Radu. Probabil că aș fi luat și -o un 30 fără ajutorul tău, dar și cu tine 38. Am crezut că scot un scor de 45 să pot să pun și eu în thumbnail. Hei, uite, am numerit 45 din 50 cât de bun sunt în domeniul auto. Dar se pare că nu. Mulțumesc! O zi frumoasă!